Ovidiu Oldean a anunțat mai devreme, este cel care a pus bazele seriei de discursuri pregătite și scurte de doar 5 minute, 5 minutes speeches. Despre următoarea ediție, De ce iubim bărbați, este de fapt tema acelei ediții care m-a impresionat la culme. Aș vrea să ne vorbească acum. Bună dimineața! Bună dimineața, Irina, și mulțumesc mult pentru invitație. Chiar de cât timp ai seria asta de 5 minutes speeches? Ediția de luna aceasta este a 20-a, deci de 20 de luni din iunie 2013. A, mai e puțin și împlinești 2 ani, cum ar veni. Da, dar... în luna iunie a lunii acesta vom avea o ediție specială, vom aniversa 2 ani de zile și toți câștigătorii de până acum vor fi prezenți. Pentru că există un fel de competiție acolo, dar fiecare dintre speakerii, cum să spun eu? Fiecare dintre cei care țin un discurs... Așa. De 5 minute sunt votați de către oamenii din sală, care, pe lângă faptul că plătesc un bilet, au posibilitatea să-și aleagă vorbitorul favorit la final și să câștige, de ce nu, și un premiu. La final, pe baza voturilor celor din public și pe baza punctajului pe care cei de la Toastmasters, clubul de public speaking care ne ajută, îl oferă, noi facem un clasament și anunțăm câștigătorul. Și uite așa, spune că în iunie toți acești câștigători vor avea o prezență specială. Da, în iunie va fi un eveniment mai deosebit, o gala a laureaților, unde practic toți câștigătorii din fiecare lună vor putea să-și aleagă o temă la liberă alegere. Noi în fiecare lună avem evenimente cu tematici diferite, în funcție de specificul lunii respective, dar în iunie fiecare poate să vorbească despre ce dorește. Nu, ca și copiii. Copiii de obicei fac tot ce doresc ei și iunie e ziua, luna în care sărbătorim copiii în mod special. Dar în martie sărbătorim în mod special femeile și femeile iubesc foarte mult bărbații. Iar întrebarea pe care ai stabilit-o sau tema pe care ai stabilit-o pentru proxima ediție de 5 Minute Speeches este: de ce iubim bărbații? Da, pentru că în ultimii 2 ani de zile am avut tot timpul teme despre femei. În martie sunt foarte multe evenimente despre femei. Despre bărbați, nu doar că nu sunt în martie, nu am văzut nici în restul anului evenimente. Săracii, sunteți oropziți! Așa că m-am gândit că cel mai mare impact pe care ar putea să-l aibă un astfel de eveniment va fi dacă îl vom organiza în martie, când în mod normal toată lumea se așteaptă la evenimente pentru doamne. Da, întrebare chiar din public sosită acum. Au voie să vină și bărbații sau sunt și bărbații invitați? Pentru că, așa din temă, reiese că, de fapt, tot femeile sunt cele care sunt parte din jury, tot ele stabilesc de ce iubesc bărbații. Când am stabilit tema, am stat și m-am gândit că, din start, nu cred că o să avem bărbați speakeri. Nu cred că o să vină bărbați să vorbească de ce iubim bărbații, deși ar fi fost o situație foarte interesantă și inedită. În schimb, în public, am foarte mulți prieteni care au spus că de-abia așteaptă să vină să audă cum îți ridicați în slăvi de către doamne și domnișoare. Așa că mă aștept la o prezență masivă din partea bărbaților în sală. Când va fi această ediție? Ediția va fi miercuri. Deci mâine, da. Mâine, de la ora 19, la Casino, în Parcul Central. Ne așteaptă cam două ore și jumătate de bună dispoziție, discursuri pregătite de 5 minute, discursuri improvizate. Și avem și un invitat special, în persoana Bianca Igai, care ne va vorbi despre bărbatul, femeia și iubirea. Da, elemente, am putea spune, în general, indisolubile. De 5 Minute Speeches am vorbit și de asemenea anunțat la începutul emisiunii că mai ai încă niște lucruri pe care vrei să le povestești și eu aș vrea să te las pe tine, cu toate că știu eu despre ce este vorba. Unul la mână despre atelierul de live speaking și doi la mână despre încă o invitație pe care vrei să o faci pentru astăzi. Da, am să încep cu cel mai apropiat eveniment, care este în seara aceasta, de la ora 8, este concursul local de discursuri și evaluări organizat de clubul Toastmasters Cluj. Este primul concurs organizat de Toastmasters anul acesta și este unul foarte important pentru că miza finală, în august, este campionatul mondial din Las Vegas. Este pentru prima dată în istoria cluburilor din România, de vorbit în public, când participanții pot să ajungă până în faza finală, aceea a campionatului mondial care se desfășoară în Statele Unite.
Dar pentru astăzi, bănuiesc eu, înscrierile sunt făcute, adică urmează doar faza de desfășurare efectivă și eventual să așteptăm cu sufletul la gură să vedem cine va merge la Las Vegas. Sigur că da, vorbitorii deja și-au pregătit discursurile, avem mai mulți la fiecare categorie. În această seară vor fi 4 secțiuni. Vor fi discursuri pregătite în limba română și în limba engleză, evaluări de discurs în limba română și în limba engleză. Primii doi concurenți care se clasează merg mai departe la faza pe zonă. Pe zonă însemnând Transilvania și Moldova. Concursul acesta va fi în data de 28 martie. Cine câștigă merge la faza națională, care se va desfășura în aprilie. Câștigătorii merg pe Europa la concursul din mai, iar cine câștigă pe Europa merge în semifinalele campionatului mondial din iunie. Deci tu participi? Eu particip. Felicitări! Eu sunt sigură că tu o să câștigi, deja știu de pe acum. Oricum, ai foarte multe premii de public speaking, deci cu atât mai mult. Și pentru că suntem, știi tu, dimineața, timpul trece foarte repede, live speaking? Atelierul de live speaking este un curs de vorbit în public pe care l-am lansat datorită tocmai acelui fapt pe care tu l-ai menționat. Am câștigat foarte multe concursuri pe plan local și internațional. Anul trecut am avut marea bucurie să câștig la Frankfurt campionatul european de vorbit în public și datorită acestor succese mi-am dat seama că ceva tot fac bine. Și poate că ar merita să le spun și celorlalți care participă la astfel de concursuri sau care pur și simplu fac prezentări în viața de zi cu zi, cum să ajungă în fața oamenilor să vorbească cu încredere, cu entuziasm și să ofere un strop de valoare din experiențele lor de viață. Astfel a luat naștere acest curs de 3 zile la munte, unde ne axăm foarte mult pe povești personale, pe structura discursului și pe emoții. Așa e că este foarte greu să vorbești despre tot ceea ce știi în doar câteva minute. Așa este și de aceea chiar invit pe oameni să vină la 5MS, pentru că acolo sunt discursuri de doar 5 minute, unde e nevoie să comprim tot mesajul tău într-un timp foarte scurt. Mulțumesc foarte mult, Ovidiu. Pe 5ms.ro se găsesc detalii, nu numai despre 5-minute speeches, dar și despre celelalte proiecte ale lui Ovidiu. Ovidiuoltean.ro, de asemenea, un site pe care se găsesc toate detaliile necesare. Mulțumesc foarte mult, sper în continuare să fii zen, pentru că noi despre zen vom povesti în clipele următoare. Mulțumesc frumos, Irina, pentru invitație.